Obștea mănăstirii Sfântul Dionisie Exigul și Sfântul Efrem cel Nou, de lângă localitatea constanțeană Gura Dobrogei, l-a avut în mijlocul ei pe înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Vizita pastorală, ca și oficierea Sfintei Liturghii, au fost prilejuite de apropierea hramului mănăstirii Sfântul Dionisie cel Smerit, sărbătorit marțea aceasta. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în altarul de vară al mănăstirii, în prezența a sute de credincioși. De dimineață, ierarhul a săvârșit slujba Sfințirii Apei. Mănăstirea aceasta a fost așteptată de multă vreme să fie așezată în locul acesta. Aici se află un izvor care permanent curge și în vara aceasta secetoasă a avut același debit. Unii oameni spun că s-au și vindecat spălându-se pe față, pe ochi și bând apă din acest izvor. Aici, în această pădurice, unde este aproape peștera liliecilor, iată, părintele Dobrogei și al erei creștine, părintele Dionisie cel Smerit, și-a găsit aici ocrotirea și-a găsit locul să dăinuie mai departe. Este cel care a tradus din limba greacă în limba latină hotărârile sinoadelor ecumenice de până la el și a sinoadelor locale și este părintele dreptului bisericesc. Mănăstirea se află în apropierea rezervației naturale Gura Dobrogei și a fost înființată în anul 2011. În prezent se lucrează la înfrumusețarea noii biserici. Sfântul așezământ deține și importante odoare sfinte. Biserica mănăstirii a fost ridicată în cinstea Sfântului Cuvios Dionisie cel Smerit și a Sfântului Efrem cel Nou, prin foarte multă jertfă, multă dragoste a noastră a obștei, a pelerinilor și a credincioșilor care vin în această mănăstire. Cel mai important odor al mănăstirii noastre este icoana Maicii Domnului Gravnic Ascultătoare, primită ca dar din partea mănăstirii Dohiariu din Muntele Athos, iar al doilea odor este veșmântul Sfântului Efrem cel Nou, primit din partea Maicii Starețe Teodosia, din partea mănăstirii Nea Macrei din Grecia. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului.